poate, ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic, în această dimineață, o ediție de 3200 de euro. Mulți bani pentru Ovidiu din Sibiu. Bună dimineața! Neața, Ovidiu! Bună dimineața! Ce faci? Mă pregătesc de lucru. Vreau să ies din casă, să plec la lucru și m-am întors. Să câștigi mai bine acum. Da. Da. Ai nimerit bine, Ovidiule. Ești norocos. Cred. Acum înțeleg și eu, până am ascultat un pic din melodie, am înțeles și eu care sunt emoțiile când intri în direct. Ai de domne, ce emoții. Stai de vorbă cu niște prieteni la telefon. Da, răspund la întrebări și câștigi 100 de euro. Da, corect. Ceva banal. Da. Ești la o bere. Și la bere mai vorbim de una, de alta, aia ce vreme e. Bă, dar care aia, înțelegi? Și te întrebăm. Și tu zici, păi aia e, mă, băiatule, gata, mos. Vine așa, natural. Boss, nu mos. Da, trebuie să mai mult timp, nu? Ești cu cineva acasă sau ești singur? Singur. 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 Mai bine, nu te încurcă nimeni. Poți să stai concentrat. Da. Atât. Numai avantaje. Păi, ce... hai să-i dăm bătaie. Stai mă puțin să vorbim cu Ovidiu. Ia zi. Aflăm una alta despre el. Câți ani ai, Ovidiu? 54 de ani. Și ce lucrezi? Mulți înainte. Conducător auto, șofer. Șofer. Am înțeles. Șofer pe ce vehicul? 3,5 tone. A, deci dubă, ce e asta? Marfă. Da, o dubță. Auto-utilitară, cum am încercat. La ce oră trebuie să ajungi la prăvălie? La 9. Hai, gata, ne apucăm de treabă. Hai, domnule, să ne grăbim. Succes! Mult succes, Ovidiu! Mulțumesc! 400 de euro. Ovidiu, începem astăzi cu un premiu generos de 400 de euro la prima întrebare. Spune-ne care sunt culorile drapelului Belgiei. Verde, alb și roșu. Asta e... E verde, alb și roșu. Asta e... Italia. Sunt două țări europene, cel puțin. Și cred că sunt trei. Irlanda ce culoare are? Verde, alb, portocaliu. Verde, praz. Alb, portocaliu. Deci nu e Italia. Măi... Italia are verde, alb, roșu. Da. Nu, Italia se potrivește. Și mai e una... Eu nu pot, Chivanoc. Vecini. Da, vecini. Da, 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 corect. Nu m-am gândit la vecini. Na. Deci ai zis roșu? Da. Roșu se potrivește. Da. Atât. Nu e treaba, ai nimerit atât. Doar o treime. Ovidiu, le fugi la lucru. Da. Că nu s-a potrivit. Negru, galben, roșu. Seamănă bine cu drapelul nostru, numai că în loc dar de... Dar nu ești microbist, Ovidiu. Ba da, dar... Nu ne uităm la steag. Ne uităm la nu, cum să nu te uiți? Te uiți că ți sare în ochi. Ți sare în ochi? A avut și eu emoții în video. Ce să... Restul le-am dat așa, la nimereală. Te-am simțit, da. N-a știut. Nu-i nimic, Ovidiu, mai ai șansa să te înscrii de câte ori vrei tu la Dublu sau Nimic, acum că n-ai câștigat, însă mâine avem concurs de 4.000 de euro. Premiul maxim. 4.000 de euro, pe de la 500. 4.000 de euro. Wow. Wow. Cool. Dublu sau Nimic, cel mai deștept concurs radio, revine mâine în Deșteptarea la Europa FM.